În sabatul din 12 noiembrie, Departamentul de Tineret al Conferinței Banat a organizat la Covăsâns Festivalul Exploratorilor. Exploratori pentru intonarea imnului, salutăm! Tema aleasă pentru anul acesta a fost Best Friends Forever, în traducere, cei mai buni prieteni pentru totdeauna. Iar Ionatan a fost personajul biblic aflat în centrul atenției noastre. De ce Ionatan? Pentru că în el am găsit multe din calitățile unui prieten adevărat: dragoste, loialitate, modestie, încredere, sprijin, altruism, sacrificiu și umilință. Timpul petrecut împreună a fost un timp de calitate. Am studiat împreună, ne-am rugat împreună, am cântat și ne-a făcut plăcere să revedem imagini din activitățile desfășurate în anul 2016. Din cuvântul prezentat de către directorul de tineret Narcis Ardelean, din prezentările copiilor, din cântece și poezii, am învățat că Isus e cel mai bun prieten, că pentru a fi prieteni cu El trebuie să-L cunoaștem și să petrecem timp împreună, că trebuie să fim atenți ce prieteni ne alegem și că trebuie să fim prieteni adevărați pentru cei din jurul nostru. Iisus a făcut toate aceste lucruri când a fost pe pământ și tot timpul El și-a dorit mulți prieteni și încă dorește. Tu nu vrei să-i fii prieten? Peste 150 de exploratori și instructori din toată conferința au venit să participe la acest eveniment. Am avut parte de o primire călduroasă, de o masă delicioasă și de un sabat binecuvântat petrecut alături de prietenii noștri. Mulțumim comunității gazdă pentru tot efortul depus. Un vechi imn de tabără începe așa: ce frumos e în această viață să ai mulți prieteni, mulți amici, bucuriile sunt mai depline, greutățile parcă-s mai mici. Niciodată în viață nu ești singur, chiar când drumul ți-e întunecat. Cât de bine e să ai un prieten, vrem prietenul adevărat. Nu uita, Iisus Hristos este mereu prietenul tău. Cu acest gând în minte, acum că anul Explo 2016-2017 a demarat, încurajăm factorii responsabili din bisericile locale, precum și părinții, să acorde sprijin deplin programului pentru exploratori, așa cum se derulează el la nivelul bisericilor locale. Pentru un program complet de ucenicizare a copiilor din ciclul gimnazial, e nevoie nu doar de evenimente mari, uneori impresionante, la nivel de conferință, ci mai ales de cele, poate umile, dar continue, la nivelul grupelor locale. Aici adâncim cu adevărat prietenia copiilor cu Isus și aici îi învățăm să ofere prietenie reală celor din jur.